Cum avea un meci foarte interesant, Bale Canator, disipilonul campionul versus Versus Motano. Motano. Primul meci, best out of 5. Da, best out of 5. I-am mai jucat în stage-ul trecut. Baleca l-a învins atunci cu 2-0 pe Motano. Cum are șansa la rematch. Revanșa. Motano, nu-i vedem, s-a pregătit. Ce strategii va aplica? Ce va face? Cum va drege? Cum s-ar spune? Bun, avem un jucător pregătit. Ambii jucători sunt pregătiți, ne pregătim de match. Bun, meciul întâi, Berlingrad, planșa cu cățelul. Asta înseamnă că nu faci ras, fiindcă te apară cățelul. Bun, best out of 5, Baleca vs. Motano. Colțul de jos. Avem Protos, Motanul. Iar în colțul de sus, Nărăvașul, Baleca, Natorul. Jucătorii nu s-au antrenat în perioada asta moartă, cât timp a fost Katowice. Da, a fost Katowice la campionat. Avem pilon în față de la Baleca și direct un probă în scouting. Motano okay. Deschide în spate. Pasa întâlnit Balecanatorul cu Motano, da, dar au dat doar palmă. Da, s-au mirosit, ca și căței de pe Berlingrad. Balecanatorul lovește, opa, avem deja pilon. Balecan răvașul, cum îi place lui să facă nebunii. Forge-ul put, Balecanatorul. Oh, Baleca ne impresionează și ne arată în sfârșit build-ul de care mișcare. Era cel mai de popular. Sânge. Pilon a ieșit, Forge este la un sfert. Ce se produce? Momentan, să vedem. Nu-l vede, gate-ul a ieșit. Motano nu știe de ce l-așteaptă și se duce acum în scouting. Mi-e 1.30 la... Balacanov. Pune Cybernetics, dar nu pune pilonul, de ce pune pilonul, pune canonul, acum. O să pune acum canonul, îl pune cam în față. Da, crazy. Se dă de gol, l-a văzut. L-a văzut, răspunde. Ah, dacă le punea din spate. Nu, Balecanator, probă. Buci cu ea, nu lăsa. Și focusează pilonul. Toate dronele la atac. All hands on deck. Motano este pus pe apărare. Să fie close. Primul can a ieșit și al doilea reușește. Ah, ambii au omorât. Între timp Balecanator atacă proba Motanului, înapoi la el în bază. Motano îi blochează. Blochează naturală, bravo. Da. Foarte bine. Și bă, cum am spus, cățelul apără foarte bine, mereu nu face drașuri pe el. Un stalker a ieșit să-i blocheze. Balecanatorul a vrut să se întoarcă să-l bată. Da? Dacă ar fi pus canoanele și nu l-ar fi văzut, a fost, cum să zic, greedy, s-a bazat că l-a subestimat pe Motanul, de fapt. Avem 20 de probe din partea Motanului la 17, în partea Baleca. Un stalker de fiecare. Oh, dar și Motano are și-a pus pilonul lui. Proxy pylon. Are canatorul. Da, la pilon. A derută, clar. Un canon în bază, un stalker. Vreau să-și elibereze a doua. Între timp, stalker a fost mai harnic, al lui Motano, mult mai harnic și a reușit să distrugă pilonul undercover. 6 probe precum... pentru Motano în momentul de față. Bine, o probă e blocată. Baleca pune canone, e joacă safe. Super safe. Motano a luat Stargate. Bala și se duce pe Stargate, da. S-a dus Stargate? No.
Valeca aduce Robo. Cine să vedem? Dacă să facă Stalker. Stargate-ul a ieșit. Deja produce un Oracle. Din câte văd, tu te auzi foarte bine, spus să audă și muzica. Da, am dat muzica mai joc. Am dat muzica mai încet, pardon, în joc. Ah, 3 stalkeri. Ar putea să apere de Oracle, dacă îl interceptează și îl vede. 33 la 2, 5 de probe, deja e... Da, da, da. Diferența este că el folosește Chrono Booster pe drone, Motanul, în timp ce Valeca folosește altceva energia și n-are nici a doua bază. Aceea are dezavantajul de producție de drone. De menționat că poți sta într-o bază și să-ți stai într-o bază respectivă, poate poate 24. Da, într-adevăr, în astfel de situații așa se face. Nu trebuie să subestimezi producția de drone, totdeauna. Pentru jucători protosteran. Țelcu este un pic mai altfel, este o artă la dronat, dar la fel. Opa, i-a blocat-o, nu l-a lăsat. Canonul pilonului campion. O, lasă nimica la voia întâmplării. S-a retras cu Oracle, să vadă a treia. Am văzut că nu folosește baterii și cred că asta va fi. Ba, tocmai și-a pus o baterie la intrare, apără foarte... Baleca, da. Motanu încă nu folosește baterii, nu are nici măcar nu. Baterie. Motanu este un jucător ofensiv. Mai ales vrea să capitalizeze pe avantajul pe care l-are, că și a treia bază. Observând că Balecanatorul nu a făcut asta încă. Da, doar că încă e într-un singur gate. Okay. Opa, mișcare în partea Oracle-ului. Se mișcă, se mișcă. Se duce da, să vadă, se duce să vadă ce poate ciupi ce și găsește punctul E. Una, două, trei, patru, cinci, șase. Poartă în casă și a plecat. Pe aici așa, un pic de scouting. Stalkerii sunt pe mișcare. I-a pus armata. Balecanatorul se retră. Bun, și cum suntem cu unitățile? Sunt 5 stalkeri de la Baleca, 2 immortal, 3 stalkeri, 2... E producție serioasă atunci de Motanul, dar s-a da, dar s-ar putea să fie un pic prea târziu, fiindcă Baleca decide să lovească. Oare va vedea a treia? Se va duce la a treia? Cred că se duce să... Fuuu, direct contra un Void, 2 Stalker, nu-l văd bine pe Motanu, prins în da, offside. Prea e bine Motanu, nu văd bine prins în offside. Nu, are... de ce zici? Tu te vezi acolo. A, trimite Observerul, este foarte prudent, observ. Este super prudent. Da, doar că-l trimite fix în Observerul Motanu. Da, inamic. Oh, l-a pus, a văzut. Nu cred că se văd, ia 1, 2. Ba, se nu, văd. Se văd amândoi, super bine. Stalkerii se duc, Immortalii se retrag și a observat că nu, opa. De îi lovește, așa, pac, i-a distrus Observerul. Warp gate foarte important, chiar da? Warp gate-ul distrus. Warp gate, da. Salvează Stalkerul oare? Bun, Stalkerul Baleca încă mai trăiește. Dar, warp-in-ul de zelot. Oh, au venit și Immortal-i, surpriză, dar Baleca este, hop. Preferă să lupte, recall din partea lui, trăiește oare Immortal-ul, scapă, a scăpat Immortal-ul! A scăpat, doamne, fe, mamă, ce match nebun! Super close, ia să-l vedem pe erou. 5 HP, doamnelor și domnilor, super erou. Da, mi-a plăcut, o decizie foarte bună de retragere. Unii lost acum sunt... Pare că a pierdut de doar multe rale decât... Ar fi putut pierde mult mai mult dacă nu se retrăgea. Acolo a fost super on point, baza a treia. Opa, avem mișcare în partea Oracle-ului, cred că vrea să vadă dacă a luat a treia. De scouting. Nu observă, s-a răzgândit fix în un moment. Acum se duce să vadă despre ce e vorba, vede baza. Vorbind de templari. Da, își face arconi, wow.
Și acum vă că și observerul lui Baleca, că i-a văzut zeloți, oricum știe armata și a văzut arconii. Trebuie să produc acum unități. Balecanatorul face doar pentru un loc. N-are gate-uri. Da, și n-are gate-uri. N-are bani de nimic. Se duce să-și apere a treia, nu? Stă la doar. Păi bine, să-și bute un pic dro... Arbata în față. Da. Dar eu presimt un atac iminent din partea lui Motanu. Își mai iau o bază. Da. Avantaj economic clar, își pune cuvântul. Retimp. O să vedem. Nu, dar nu prea-i trebuie, sincer, zeloția să facă treabă super rapidă. Full zero dash. Motanu văd că e decisiv, a zis gata, băieți, ăsta este... Phoenix, opa. Parcă vede ce situație dire e și pune două sentry-uri, dar... Oare va avea suficientă energie cât să țină intrarea? Să vedem, să vedem. Ia să vedem. Totuși are baterie. Dar nu lăsa sentry acolo în față, Baleca. Oh! Na. Mortării ține roic, super bateria, aș face cuvântul. Dar, dar. Oh, Immortalii. Op, 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 super bateria, super bateria. Immortalul toacă, toacă, dar nu e. Numeric enorm. Da, mă sol. Avem GG, primul meci din partea lui Baleca. 1-0 pentru Motanul. Da? Da. Bun. A fost rău. Următoarea hartă, Blackburn. Sau o hartă mare. Și în statistică avem Motana a făcut 6 kill-uri cu Oracle-ul. Balea că a avut un canal. Vrei să văd chiar în rush-ul ăla nebun. Da, eu sincer mă așteptam să facă mai multă treabă. A pus canoanele alea mult prea în față, era bine să... Mult prea... A, dacă era în spate, dacă avea un canon să-l apere canoanele, era gata. Stai un pic, un minut, revin. Sigur. Bun, Blackbird. Vă șterzi că de... Da, clar a fost de încălzit. Motanu transpirat. Da, și cam așa e StarCraft. Jucat full adrenalină. Să vedem dacă jucătorul sunt gata. Motanu a zis go, Baleca. Bun. Meciul 2, cine a tras în noi? Sper că nu ruși. Bun, Blackburn. Mi-e place harta asta. Da, și mie e foarte. Poți să iei pe foarte multe feluri, da. Bun. Da. În colțul din stânga avem momentan lider în clasamentul de acum, Motanu campionul. Și în colțul din dreapta, pe cel mai nărăvaș și, să zic, parșiv jucător al acestui campionat din punctul meu de vedere,
Balecanatorul zis pilonul campionul, care a și pus pilonul, de fapt. Fac, fac. Pilonul în față, trebuie, moartea lui Baleca, pilonul în spate, după Tanu. Tanu poziționează bine. Da. În PvP, da, nu ai grijă asta de doi, dar... ele, Balecanatorul e mai expansionist, de fel, știi? Da. Deja trimite... ăla-i proxy, ăla-i super proxy. Fii atent că-i face proxy stat. Da, economic mi s-a părut că Motanu e mult mai confortabil și așa își fac produce cu timp. Da. Probele tale cam în felul ăsta și nu fi ok să facă continuare engage. Deja avem o probă ce-ți căutează baza lui Motanu, pic cam de vreme. Baleca uită de probă lui. Of! Te lasă să și a doua. Aici și la a doua, Ambish. Ambish a luat a doua? Da. A, i-a dat cancel, asta e Cybernetics. Hai Baleca, fii pe ele. Așa. Da, vezi? El încă și-a lăsat acolo parp și văd o probă pentru un pilon, las că-l știu eu. Avem bazele puse în același timp. Avem deja pilonul pus, v-am și spus, dragi telespectatori. Da. Adept din partea Motanului. Îl vede? Nu-l vede. Sau? Nu, nu-l vede. Da. Deși tu, best out of 5 și 1-0. Te rog frumos. I-am dat. Tu vezi pe interfața ta, dar... ah, eu sunt, da, scuze-mă. Da, da. Eu trebuie să mi le fac singur, am uitat că nu mă uit la meci. Bun. Porci. Nu cred că-l mai iartă Balecanatorul. Deja pus o baterie. Adeptul a vrut, a văzut bateria. E canonul. Oh, nu, dar probița moare și canonul e în floare. Da, canonul ăla o să... oare bateria va ține în viață canonul? Nu știu în cazul ăsta, că practic... ea nu e făcut. Canonul nu poate să-l încarce, dar după poate să-l încarce. Poate să-i ia Warpilon, un stalker. Trebuie să-i dea... charge. Templar Archives, din partea lui Balec. Balec Council, pardon. Și... Catector Stargate din partea lui Motanu. Vă suge repede, iar cu un observer. Bun. Fotonul campionul e în picioare. Ho, oh, Balec cu runda 2 acum. Da, bam. Bam! Ha, 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 canoanele! Nu contează să ai poziționat. Ce-mi place când faci canoane. Oh, pro... oh, dar de ce a murit? Nu. Mai, mai, du-te cu o probă, Baleca! Hai, ca la ruși, trimite-i, frate, drept în linie. Nu, și... doar face greșeala, dar nu știu cum trebuie să faci. Mai, ok, ar trebui să iau încă bază repede. Are mult care să spune. Păcate, bază aia... opa! Avem și un pilon în partea Motanu la treabă, Baleca. Da? Da. Da, văd. A încercat să-i facă și... nu, i-a dat chiar. Oh, s-a închis Baleca! Da, nu mai Baleca a zis că gata, acolo suntem. Ca Stalingrad! Oare apucă să-i distrugă Nexus? Aia-s curios. Dar văd că Motanu se mută, da, se mută sus cu Stargate. Proxy Stargate. Oh! Nu, a dat cancel, ce bine că ți-l vede. Ai avut noroc, Baleca, că nu l-ai pus acolo. Așa. Că pune o baterie ca să încarce... să încarce Nexus. Nu, să încarce Void-ul, când o să încerce să pute. A, da, are Void, da, n-am văzut, scuze, da. Dar are iar nevoie de mai mult damage, are nevoie de niște... unități de ground Baleca minează acum un pic mai mult decât el. Acum da, este un punct al lui de avantaj. Chit că e cu...
Targetul de sus nu scoate nimica. Voidul se luptă cu... Să dea și un nou vârf. Oh, dar pare că e cu un stalker acolo. Da, da, sunt doi voi și bateria are 8, da. Și o a doua baterie. Bateria e golită. Una da, dar una nu. E suficient. Shield Wars. Da, te așteptat de la fel. Bun, cum are extensie la 2? 30 la 30. Dacă aveai Dark Shrine-ul acum, Baleca, și nu-i dădeai cancel, ce șmecher erai, dădeai un warping cu titil nebune, că n-are robo. A, ba, are robo. Și produce... acum Void-ul. Baleca și el cu două Void-uri în bază. Și e pe Fast Charge Voiding. Cu un stocăraș. Da, și Baleca în momentul de față are 3 probe în plus. Da. Și Dark Shrine pe țeavă. Și urmează, cred că Star Wars acum o să avem, așa e în PvP. Lasere și cu multe năvuțe. Da, doar că bateriile o să-și pună mult. Da. Bă, Baleca, ești tu din a doua, vezi ce-i pe acolo. Așa, mă, hai tată, hai. Vezi ce-i pe afară, du-te și tu la plimbare, nu pe acolo. Vezi ce faci la asta. Pare că cred că vrea să se ducă la atac. Da. Și asta e oportunitatea pentru Motano să facă un break-in aici. Da. Da, da, să vedem, cred că să fie în... Motano și-a luat bază sus. Baza pitită. Da, baza de Bronze League. Baza din colț. Da. E bună că eu nu o să caut niciodată baza aia, deci... Da, să-și ia gold-ul, era mult mai util. Da, pe plan și asta e mișto să ia a treia gold direct. Da, da, da. Așa, fai. Bun, Baleca este în ofensiva, a intrat direct, se duce la bere, gata, la pilon. Ui, dă o power la fără. O dronă. Oh, rănită, rănită. Și Motano. Nu trebuie stalker, nu e jandit. Hop, un stalker dai jos, dar văd că ai l-alta apărat-o și... Mai să-i mai dai jos producția, văd, e supărat pe pilon. The tactical. Da. Motano-i supply bot acum. Ha, nasol. Dar nu o să mai fie în curând dacă îi distruge dronele. Nu știu ce s-a spărat pe Stark. Vrea să-i distrugă infrastructura Motanului. Avem un atac cu Motan. Da, da, da. Sus din nou atacul voidurilor. Oh, nu, probele s-a dus la luptă, dar nu știe că probele nu trag în sus, iar stalkerii da, pică, nasol. Probe să atace în aer, păcate. Da. Fac la fel, Surgical Strike, dar mai are un pilon în viață care mai scoate acum un void. S-au întors voidurile, văd ce a activat bateria, se duce și atacă. Balecanatorul apără, laser frate pe laser, se duce în ofensivă. O mai prinde oare pe una? Op, 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 a prins-o. O, dacă iar, dar nu știu dacă îi vede, nu-i vede proxy. Nu-i vede și a decis bine Motano să nu se ducă. Da, să salveze voidul ăla. Situația e... Oleo, voidurile o să fie interceptate și decimate. Da, oh, din fericire Motano nu are blink. Ah. Hop, a scăpat, a prins nos. Fă-ți research-ul ăla de... Da, n-ai flipic. Ah, are flipic. Ce-a mai pus Becky? Are DT. Mai are un starport aruncat. Mai iure. Face engage Motano acolo. Aha, s-a trezit că n-are un pilon acolo. Hop, 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 oare pică, 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 da, a trimis Dark Templar în ofensivă pe stop. Nu, nu, s-a retras cu ei și cred că se duce în bază. Da, și continuare Motano. Dar de-al mai are o bază sus, asta e un avantaj mare, dar Baleca se șeie și el în copoară. A pus pe construcții, pe baterii, piloane, băieții sunt super baricadați, nu... Da, joacă baricadați și... Hopa! Dar Templarii sunt puși în acțiune! Dar Templarii lui Baleca atacă fix în drone! Pac, 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 nenorocire! Da, avem... Oh,
ce festin, ce festin. Ia uite cum toacă dronele și pilonii. Ce festin. Hop, hop, dronele sunt curățate. A ieșit observerul, vede, îl vede, se retrage. Pac, dar mai ciupește o dronă. Face scouting, vrea să vadă toată infrastructura. Și văd că decide să-i ucidă și pe ăștia. Sânge rece dronele, pam. Una, tot, trei drone. Dar temporarii ăștia să mai țin ucigași. Totul pentru cauză. Ceea ce fac. Oh, dar mai trăit unul, ha. Hop. Și ăla mai ciupit. Ho, ho, ho. Crești 4 de probă pierdute de motan în meciul ăsta. Da. Da. Aici el nu știe de baza a treia. El stă în două baze și nu știe de baza a treia. Și nu știe de prox. Decide să-și ia bază balecanatorul? Cumva, da, văd aici. Într-o... Da, mai în față, e agresiv. Își simte avantajul. Eu nu cred că va ataca acum, Motanu e un pic teamă. Nici nu face niciun research, apropo. Și... Da, să mai... Are gate-uri. Fac un sol. Mai niște void-uri aici de care sigur a uitat. Motanu s-a fost în scouting, i-a văzut baza, i-a văzut baza de jos. Își mișcă trupele. Anu, pierde probe sau... Da, tot pierde probe, i-a atacat la naturală. Oh, iar i-a atacat? În sfârșit a făcut niște canale. Oh, iar sunt 28 de drone. Pare că n-am avantaj mult de hit care fac. Ho, 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 văd că mai se duc doi în răvaș. Da, de data asta sunt canale. Face flink la Dark Templar. Da, trei. Baleca trebuie să satureze a treia și să fac arma. Oricum, e head in supply. Faci carriere. O, du-te și în sus cu ăla Baleca. El vrea să vadă, a văzut că nu știe de baza secretă. Opa, avem atac iminent. Opa. Motanu se mișcă. Intră în ofensivă în bază. O, oh, îi prinde fix când își mută dronele. Bine. Mișcare rapidă în partea lui Baleca și le retrage. Se duce să răspundă în ofensivă. Neapărat ea, nu vedea. Deloți cu charge, atacă Immortal-ul. Toate Immortal-ul pică. Baleca e în atac. Asta era o bătălie head-on-head, nu știu de ce a făcut așa. A, comasează trupe. Bun, au mai adus stalker să lupte. Acum, bătălia laserilor, detecție. Pic în avantaj, Baleca. Baleca reușește să-l înfrângă pe Motanu, ce luptă, cot la cot, cot la cot a fost. Am crezut că va câștiga Motanu. Carrier-ul vine fix la fix. Și se retrage. S-a bucurat cu victoria asta, economic, și în supply, super head-on, își ranforsează a treia bază. Motanu încet, încet devine și el economic înapoi stabil, e în 37-49, da, avantajul lui Baleca, da. Nu produce probele cum ar trebui să-și recupereze. Adică mai trimite Dark Templar, e axat pe distrugere totală. Motanu îi vede, fiindcă mai are ăștia. Opa, îi vede Dark Templar. Face... Măi, e și tu, mă, da, da, Baleca, nu trebuie să vezi acolo ca să dai bling, mă, Baleca, of. A vrut. N-are observă. Da, el crede că are... Crede că, a, nu-i tri, el e mai kamikaze, stai. Da, blinca, da, mă, dar așa barricada. Da, dar uite că... Barricada a reușit, a făcut o schemă. Și a intrat toate... Da, o să-i dea 4 probe. Da, mulți bani pentru prea puțin Baleca, trebuie... A apărat omul, nu mai... S-a lins pe bot, a înțeles lecția. Între timp, face... Baleca face carriere. Da, face carriere. Carriere, voice, dar nu încă n-are nimic să... Nu, are stalker. E okay. Bine că tu ai cam așa răspuns la void-uri cu stalker. Da, dar stalker fără blink, nu știu ce fac. Da, uita de blink-ul ăla unde. Deci tu mai așa, Baleca ia a patra și o să vadă și el proxy stargate-ul. Poate și la a cincea. L-a văzut? L-a văzut?
Hopa, observă în bază nava Neca, îi vede carrier, vede toată armata, vede că pleacă către proxy. Și asta era un moment în care să-i fac, dar n-are unități încă. Cum suntem cu unități, cu unități plătite de producție? Avem 9. E head in supply, Baleca, foarte head in supply. Bă, că nu mai rămâne Stargate-ul, nu-l mai deranjează și e, nu e o problemă, fiindcă n-are, nu e energizat. Poate mai te plimbi, Baleca, să vezi tu harta, să fii curios, să vezi. Uite, pilonii aia acolo sus. În 200 supply nu mai e cazul. Is mai tactin așa. Nu, că zic că Motano are deja 200-200, dacă mă gândeai, duce pilonia. E super pilonat. Terminat de mina prima bază și Baleca a golit-o. Baleca face engage și... Baleca face un engage super puternic. Deloc. Oh, stai să, ajung, să adune și carrier-le alea. A fost observer, dar nu îl deranjează și celălalt observer. Ah, ba nu, uite, l-a văzut. I-a tras o musculiță un pic așa în fel de... Ah, pleacă de aici. Hopa, avem atac. Tokerii sunt prinși în față zeloți, nu pot, n-au liber la năvuțe. Valgar tras și mai face un engage pe zeloți. Ah, a sperat să tragă cu carrier-le, dar n-a putut. Hopa, hopa, acum e momentul Motanului, îi lovește în carrier-e. Baleca o să-ți prindă carrier-le. Din păcate n-are link. Bam, 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 laser, frate, laser, frate. Îi dă din ai la a treia. Aproape, îl ține. Motan ar face bine să-i dă carrier-le. Da, dar i s-au cam golit bateriile. Motanul da. E cam golit de baterii. A dat recall! Wow! Special tactic! Avem mamă ship și na, trebuie să vedem. Ah, Baleca ship-ul! Cum se poate fără Baleca ship? Nu eram Baleca în match dacă nu făceau. Dar aici îl dai, dau voie, nu mă, nu mă iau de el. Sunt de acord, mă bucur că ai făcut Baleca ship. Da, n-am mai făcut mamă ship. Între timp Motanu îi face stocker, e bine el cum face, dar na. Super în urmă cu economia, de-aia nu poate să facă față. Și acum i-a mai devastat armata. Puternic, că el și-a permis Baleca să-și arunce zeloția acolo, cum să zic. Important, pe el nu și-a pierdut aer. O bucur cum a jucat, cum chiar mă zic. Am învățat. Observă, a fost observerul. Da, nu-l mai vede. Mai se duce cu doi Dark Templar, că dacă nu se duce el cu doi Dark Templar, nu. Ce să-i mai faci? Du-te, fii atent, du-te în sus, du-te în stânga, dacă te duci să vezi acolo ce festina. Hopa! Okay. Proxy attack pentru următorul expansion al lui Baleca, decide să întoarcă cu Dark Templar. Te vede acolo, boss. Nu te duci să moști tu 4 stalker cu... Oh, Baleca, te prostești cu aia și... Nu faci nimic. Pierzi timpul. Avem carrier și de la Amazon. Cât? Stai să văd. Da, are 3 carriere contra 3 carriere. Arconi, 10 zeloni. Mama și pe contează. Și Voidru, are Voidru. Cu upgrade-uri, ia stai să mă uit. Upgrade-uri avem de la Amazon. Da. Mai fac. Da, asta e crucial ca să dea jos, da, să vedem cu mama și... Bun. El are vision, oricum Motanu vede foarte bine ce se întâmplă la Baleca în fază. Acum Baleca văd că iar se duce și iar o să-i dea din aia 5 stalker, să vezi ce... Guerilla Warfare, dar se duce în ofensivă, e pus pe treabă mare. A, nu. Se întoarce. Auzi că l-atacă sus. Uite mă, că iar îți omoară. I-a dat cancel. I-a dat cancel la pion de știi. Dar de ce nu se duce să... Așa. Uite, hopa. Zeloți acolo. Zeloți versus zeloți? Tare. Well. Da, da. El are charge, Baleca are charge, celălalt n-are charge. Motanu nu are charge. Fuge învăluire, ce se întâmplă? Învăluire de ce? Dans al morții.
Lupte mano a mano, proto style. Ambii e la fel de upgradați, dar charge-ul. Bun. Știi că Baleca engage-ul ăsta? Mamă, Baleca, că te duci în sus, ești șmec. N-ai de gând să vezi ce acolo, n-are cum să-și pună baza acolo. Ce muncești, băieți? Dar nu și-a revenit economic, mă, fete. Nu, și acum tocmai a pierdut super mulți zeloți în bătaia aia. A pierdut 9 zeloți. Ia mă, du-te și încolo, sus, Baleca. Uite, l-a văzut. Oh, și acolo sunt cele mai multe drone ale lui. Da. De ce? Botanul doar în 28 de ani. Din carrierele? Da, da. La baza e jos. Oricum, m-a minat, dar putea să mai mineze de mine. Bine, mai are o bază la ora 12. Știu, pe aia de n-a vrut să o viziteze. Zeloții săracii nu poate să tragă în sus. Deci să se retragă. Nu știu care înțeleaptă. Și să coboare, dar... A, așa. Fugi în sus, fii atent, uite-te și... Te întâlnește cu armata mamă. Da. Opa, l-a văzut și pe aici. Mi-a distrus și ultimul proxy. Botanul mai am cu bază, să-și facă unități. 177 supply, 129. Da. Și-a făcut și upgrade-ul 1. 2-2, bun. Dark Templar. I-a făcut deja, s-a dus. Ia să mai vedem producte. Da, Tempe și Research. Da, R. Se mai duce așa să mai verifice situația. Dacă a prins tupeu să mai pun o bază. Dar și-a luat a treia și a patra. Dar nu tot ia baze fără să le satureze pe astea pe care le are. Okay. Da, din păcate, da, că rămâne fără bani. Natural nu mai are nimic. Și a doua, a patra, trebuie să mănânce din asta. Da, și aia la 12 care nu... Wow, Baleca a găsit-o în sfârșit. La decimat economic, e 19 drome. Dă recall la bază. Baleca fuge. Dar Templarii... Da, nu e ok. Nu are ce să facă. Din păcate, 19 drone. Asta e momentan. Pan, 58. De ce părere? Blink, pac, peste! Măi, Baleca, ce... Ha, zice să termine treaba, Baleca! Ce-a dat recall? La da, ce fac peste, da, chiar să... Vrea să o dea jos, vrea să o dărâme cu orice preț. Și asta și-a făcut. Da, și-l avem pe... Oh, ce juc! Ce juc, ce fază! 4 baze care minează. Bine, nu sunt saturate. Doar 2 saturate. M-am spus că este cel mai parșiv jucător al acestui campionat și a dovedit, zic eu acum. Da, cum a câștigat Baleca, meci ăsta a câștigat prin faptul Nicky că Tactics. Nicky Tactics. Trampa 2. I-a intrat de 2 ori, păcate, a nebunit. Da, și la l-a obosit. Da, cu Baleca nu te-am făcut. Și Motana tot există să-i vin cu probleme. Nu te-am făcut. A văzut baza. Până în momentul de față, Motana a pierdut 97 de probe în meciul ăsta. Mă, 7 de probe, 14.600 la... Fii atent, ăsta a pierdut 10.000. Da, dar el n-are product, n-are de unde să scoate, îl scoate încet, încet. Da, da, felicitări. Felicitări, Balecanator. Pardon, era scriu prostii. Motan are de el 12 chiriere, da. Alea sunt. Dacă n-ai și splash. Aici o comână de zelos, atacă cu armate mici și tactic, așa. Ha, când se intre în bază. Da, hai să ce se intre în bază. Da. Totul să facă să facă un pic de damage. Dacă fac scandal. Pistează pe ce fac odată.
de la piloni. Parcă ai supărat pe piloni, bă, diavol. Pilonul campionul. Pilonul campionul. I-a văzut carrierele tău. Mamă, are multe carriere, frate, sunt serios. Are 12 carriere, Motano, e ok acum. Dar încă nu are o armată cu care să țină head on head. Da. Și nu... Ok, ea a luat gold-ul, that's ok. Dar n-are canoane. Și știe că Motano, că Valenca... știe de bază. E ca la income, sunt cam la fel, mă, uita acum. 1400 minerale, 1300 minerale. Pot pierde. Da, și n-are economie, mă, uite-te ce balenă-i balec. Bine, engage-ul ăsta, de exemplu, a mers în favoarea Motano. Da. Baleca a câștigat informații. Baleca știa de baza aia. Motano știa. Da, dar am mai văzut ce-i până unde, da. Se mișcă, dacă vrea să intre în el. Îi mai ies 2 tempe și face upgrade-ul de... Da, Baleca e 200 acum, dacă nu atacă nici acum. Da, îl cert iar. Cred că nu, că lui mai place, așteaptă tempe și te așteaptă. Uite, e ieșit. Tempe tu. Are 3 atacuri. Ah, ce se duce, nu o să-mi pasă. I-a văzut carrierele. Mamă, pilonul ăla cum a rezistat el low. Dar trage, mă, Balec! Nu trage, că s-a speriat, dar a avut un noroc. Motanul ar trebui să nu facă evo rechitem. Dar recall! De ce recall? Nice, e ca un juke! Fii atent că a scăpat cu restul de corda armată și... și... opa, dar vine! Motanul e în ofensivă. I-a rupt observerul! I-a rupt observerul! Nu, mai are un observer. A. Doar că e... nu e un core army. Amândoi sunt puși pe carriere. Da. Avem protozis tot protozis. Nu-și ține Nexus și pe același control care nu produce din toți. Cred că nici Baleca. Dar Baleca are bază. Baleca e ok, la 63 de probleme aici. E ok. Nu mai are, te-ți fac armată, uite câți bani are, nu mai deranjează pe economie. Îl deranjează bătutul. Vă să cu o mână de de surgical stalker. Ia fii atent ce face, ia fii atent ce le face. Lasă gazul, dacă tot vrei să faci schema, fă schema. Îl atrage în sus. Să ce roată, vrea să mai verifice. Asta e bine, verifică. Știe unde scherele, dar nu știe că sunt fix în direcția în care merge la. A, ba da. Bă. 15 carriere. Când, oare când se oprește Motano? Nu mai se oprește. S-a gândit ce pupească, uite așa aici. Pac, 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 pac. Rămânem în 30 de drone. Oricum, e de admirat și cum rezistă Motano în meciul ăsta. Da, super tare aia. Deci super tactin, săracu. Nu s-a așteptat la toate... Ar fi util să învețe să folosească baterii și canoane. Da. Canoane, canoane, uite Baleca așa pus, pilon, acolo, minează pe parte și pe alta, termină gold-ul imediat și minează și topul. Și, da. Uite, după mine, Motano n-are nicio șansă să intre în bazele lui Baleca fără niște templari. Fără niște tempești. Tempești, da, are mass carrier, StarCraft 1 style. Baleca face scouting cu un Dark Templar. Dar îl vede Motano. Nu știe care observă. Adună toți acolo, ei, salut, salut. L-a văzut, fii atent că l-a văzut, se duce să-i omori. Dacă aveam... dacă no, Baleca, n-ai, dacă nu vezi sus cu un observer, nu poți să-ți dai blink.
Singura chestie e că Baleca acum are 10.000 de minerale în bancă, deci e mai mult decât confortabil. Poți să plai 10.000 de minerale, se prostește cu 2 Dark Templare, aia sunt. De? Deci Motanu trebuie să nu pierdă nimic. Ia, avem engage vieții. Uite, eu moară, dar își mișcă trupele, comasare de trupe, a fost un... Fii atent la, i-a distras atenția ca să poată să ducă sus. Dar uita, se ducă sus și... A, bă, nu, interceptează aici, stopări. Bă, cum ar să... Cum ar să... Mamă! Ce mă în el? Așa. Mă, în sfârșit, mamă, observerul ăla chiar a făcut super valoare tot meciul. Da. Mai pentru Motaru. Nu-ți distruge baza, Baleca. Oh. Nici... De ce ar uite? Și atacă Zelotul, frate. Săracul Zelot. Nu distruge, dar că e blocat acolo. A văzut că e blocat și OCD-ul kicked in. Da, da, ai dreptate. Bun, upgrade armură în partea lui Baleca, mai pune un gard. Avem aer, ok, deci Motan a făcut follow-up la upgrade-uri. Sunt acum 200-200 supply amândoi, doar că unul are 63 de probleme. Practic armata lui Motan nu e mai puternică decât armata lui Baleca, doar că Baleca are upgrade-uri. Problema e că Baleca nu folosește attack pe unități. Hai că vedem acum. Bă, că n-ai numai chierere în echipa... Nu e bine, că Baleca are voiduri și voidurile omoară alea. Dacă dă focus fire, hai să vedem. Bun, chiar asta o să urmeze, bătaia preconizată. Dă și slow, că ai puteri cu mama și... Nu mai fugi, Baleca, bate-te! Fuge în chierere, fuge înapoi în... Mai și trage cu alea. A pierdut Baleca și cu Baleca. Deja gata, e în afară. E demoralizat total, dar luptă! Mărciunare! Opa, focus fire pe carriere. Focus fire pe carriere. Zelot jos ca fast supply. Opa, Baleca nu mai are interceptoare. Motanu care o să prezinte interceptoare. I-au murit interceptoare. Star Wars a fost ăla din Aura. Baleca! Oh, le-a picat stopperul. Sincer, a luat upgrade-ul și de asta eu cred că a fost o chestie de micro. De focus fire, s-a focusat pe stalker, în timp ce el a reușit să-i omoare carrier-ele. Și ți-am explicat. Din 33 de drone, 63, fiind amândoi full supply, masa de carrier a fost super, bavar. Da, era 130 de carrier, dar 60 și pe urmă s-au topit de carrier. Știi, adică... Cât supply are un carrier? Hai să facem calcul, că sunt 3 fix gândește-te, de 63 la 33. Sunt 30 supply. Cât are? 8? Mai sunt 4, nu? GG din partea Baleca. Știi că dacă îi făcea 3, dacă făcea base trade îl bătea Baleca, că avea bani și putea să producă un milion de zelot. Făcea mai repede, cu zelot și cu prostii. Mă rog, mamă ce meci, oricum a fost super nebunie. Te așteptai de rezultatul ăsta? Nu mă așteptam deloc. Eu eram 100% convins că Baleca va fi învingător. A făcut aceeași greșeală ca în meciul cu tine, în care a stat o oră fără să-l urmă. Da. Da. Măcar și fanii de dincolo la fel sunt... Waxwork la fel e de acord. Da, prostit, de ce la fundul, 2000 de atmosfere, ce să luăm? Da. Și eu aș dori o pauză de țigară. Desigur. O pauză este de bine, venită. Mă duc și eu la fel. Bun, na, discutăm. Stai să-mi aduc țigările, noi putem să discutăm meciul, pentru că sunt foarte multe aspecte de discutat. Replay, dacă vrei, pe replay, să ne uităm pe statistică, nu pe replay. Da, sigur, imediat. Că avem ce să vedem în jumătate de oră.
avem statistica din meciul ăsta. Am menționat că meciul s-a jucat mai mult pe partea lui Motanu. Am avut un engage aici făcut cu voice din proxy și din ce avea main făcut cu voice. Dar marea majoritate a meciului s-a dus pe partea de hartă lui Motanu. Una de situații, sincer, nebună. Da, eu zic că Maleca a greșit. Deci ce înseamnă să eziți? Nu și-a fructificat avantajul. Exact, nu și-a fructificat avantajul și-a ezitat. În engage-ul cel mai mare erau la un moment dat 156 de interceptori, poate în Motanu vs 60, Valeca. M-a murit că el a avut și baterie acolo și canoane, oare Stalker îți facă diferența? A avut o baterie doar. A avut și upgrade-uri. Nu era și cu upgrade-uri peste Valeca în atunci? În momentul respectiv erau la fel la upgrade-uri. Ba nu, Balek avea aer 2, armură în plus. Față da, de Motanu care avea doar 3 atacuri. Da, uite, până în minutul 27 Balek a fost neînțeles. El putea să închidă, putea să închidă în minutul 13, putea să închidă în minutul 16. Și a avut un window de 15 minute care putea să închidă niciun. Cu și-a jucat skill, știi? Dar Balek a avut 217 unități. A fost mă cel din partea lui, da. A avut și șanse în care nu le-a fructificat, părerea mea, la maxim. Dar problema este că dacă l-ai pus la respect, bine, trebuie să-l și ataci. Lui, eu cred că s-a speriat de carry-urile alea prea da. Mult. Și din... Na, da, aia. Echipele ținut și... bine strâns, adică Motanu n-a trecut de 45. Și știi care mai este... A mai fost un dezavantaj al lui Balek și diferența? Capacitatea de producție. El avea două target-uri. El avea, bum, 15.000 de minerale, da? Degeaba, după da, bătaia aia care s-a întâmplat într-o fracțiune de secundă, tu poți, ai bani să scoți aia, da? Dar da, cu 10.000 de minerale n-ai cum să nu-ți faci, nu știu, 20 de gate-uri sau orice, da, trebuie să te consumi. Le punea sus, el trebuia să ai, dar n-are producție, stăteam două gate-uri. Trebuia să aibă 5 gate-uri, să scoți 5 carry-uri deodată, tati, și să pac cu cronobus pe ele, țac, 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 țac. Altceva. Undeva sus, până venea el cu chiarele lui, tu mai făceai odată chiarele, că la lui dacă le omorai, gata, tati, el nu mai avea de unde să mai scoate, mai scotea unul, două, așa, știi? Oricum, da. Mi-a plăcut atacul alea cu zeloți, mi se ducea așa cu o mână mică și ciupea câte un pic și pac, pac, verifica bag. Dar oricum Motanu a ținut eroic, eroic, eu nu înțeleg că la pauză de țigară și pe mine m-a obosit meciul ăsta, dar mic. Eroic a ținut, eroic. Ia uite, s-a și întors. El este acum stats, el e de Shield of Iron, pac, a ținut. Shield of Iron fără cameră și poate. Da, însă el luptă, e mai agresiv, luptă pe scandal, place. Place că e la un point cu răspunsuri.
pentru fiecare situație. Și e bine, tu ai zis că are mult stalker, dar a fost foarte bine ca statul meu stalkerii aia. Ce să pun, 2000 de atmosfere sau să pun o hartă? Contra voidul. 2000 de atmosfere, hartă mică, că văd că ăștia trebuie să-i aduci împreună ca să se ciondărească. Ce te faci cu ei? Strategii nebune. Asta poate să fie decisiv pentru Motanu sau ultima salvare a lui Shinigami. Să vedem cine obosește mai repede. Să știe, și o chestie de uzură, StarCraft-ul, și mai lângă asta, uzura, este și mindgame. Deja te cunoști cu oponentul tău, cum s-ar spune, știi? Contează cum îi răjoci lui. Vedem ultima șansa lui. Colțul din sus, parșivul campionatului. Pardon, colțul din jos este parșivul campionatului, balecanatorul. Și colțul de sus, The Shield of Iron. Gata, e stats-ul. Motan. Auzi că s-a blocat imaginea. Gata. Am confirmare tehnică. Bun. Început standard. Hop, ma nu. Acum a fost gate-ul. Așa. Dar nu vedeam producție la Baleca și eu dacă fă producție cu spate. Așa. Gaz, gaz. Bam, bam, bam. Băieți se întâlnesc. Nu se întâlnesc. Harta pe sub apă, vezi ce ciudat, totul plutește. Ai văzut când mor unitățile, se duc în sus, că se ridică. Se ridică carrier-ul. Ploș, ca americanul, știi? Bam. Un pilon pus acolo. Hai să vedem. Aleca vrea să facă un proxy, sneaky. Dar văd că Motanu îi vede pilonul. L-a văzut. Da, nu mai. Nu mai are răbdare. Nu-i mai ia cruță nicio probă lui Baleca. Nici pilonul. Da? Maxim. Îi dă zilo, trași, pac, pac, să termină. Avem pronom pe... Proba omorâtă. Baleca nu știe de ce se... vește în orizont, i-a blocat a doua, dar nu-l interesează. Face bacterie. Nu poate, are blocat. Acum așa. Putea să ia altundeva. N-are de gând. Neck and neck în drone. Bababa. Forge. Un zelot și doi stalker contra doi stalker. Nu vă bine. Da, 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 la dacă este immortal. Hopa, hopa, Baleca, 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 fii pe fază când faci rap. S-a băgat în baterie. Hopa, e shot al treilea stalker. Pac, pică, pică zelotul. Motanu nu reușește să atace și pilonul ăsta i-a dat de gol. Cred că i-a prins proxy-ul.
canonul. Da, da, Baleca, încă are a doua bază. Du-te să vezi și mai încolo, Baleca. Fii curios, fii curios, tată. Se duce și vede. Și vede. Să nu pierdă proba aia, cu sigur. Da, la. Da, da, da. Îl vrea. Aia, hai să mai cipește un pic. O, oh, a prins stalkerul ăla singur. Nu, nu, încă e. Oh, îi dă pilonul. Ah, dar e mor stalker, e numeric, n-are și n-are făcut nici research-ul de... Aba, nu are work, e... Are și... Bateria mai da. E mor stalker. Bateria e în full effect, full forță, pac. Oare cipește stalker? Nu, nu l-a cipit. Mamă, ce close, 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 dar când se duce bateria. Da. E speriat acum, Baleca, mai pune gate, mai pune gate-ul. Le work, Mota nu are work, are și el work gate acum, ok, gras. Da. Ești immortal. Proba, boss, da-l-o! Dar nu, că dă castle-a, așa, mama, fix! Bateria încă răvnește, mama, immortal-ul face treabă bună, immortal-ul face treabă bună. Păcate, Mota nu are, ah, n-are nici canon acolo, dar poate să mai pun ofensivă. Neck in neck, e super neck in neck. Dacă reușește să dea focus Motanu pe Immortalul Balecanator, s-a cam zis. Și, și? Rami, lăsase un comentariu pe stream. Jalu Baleca se dea F2 și attack move. Da. Faci un engage. Păi mai pune o baterie, mai pune un pilon. E supărat pe gate-ul, nu-i supărat pe unități, ele nu-i plac clădirii. Cancel la bateria aia. Încă un băiat. Hai frate, ai trei băieți, intră în el, în pana mea și un voi, ce? Oh, special tactics. A văzut, a văzut cu stalkerii. A picat pilonul. N-a picat pilonul, hai mă Baleca, fugi. Bun. Chiar mai pune acum. Bun, comasează, am o 2, comasează trupe. Trebuie să-și pun un pic, dar și-a luat acum, a, are a doua, e bine, și Baleca, dar Baleca... Baleca e în față. A dronat mult mai bine, bravo, bravo, Baleca ai luptat, super înversunat și ai și dronat. Dai un pic mai în față. Dar ce face Motanu? Dar n-a avut a doua Motanu, Motanu acum se duce cu un Oracle. Pam, pam. Ia fii atent, acum o să lovească puternic pe Baleca, o să lovească puternic. A nu, are o baterie, dar... Baleca atacă. Și se retrage. Nu o să te bată în bateriile tale, boss, n-ai ce să-l pizdești tu acum. Mai duce iar cu voi. Pilonul. Campionul. Ce cu Oracle-ul? Oracle-ul îi dă stasis. Da. E ok. Da, bună mișcare, bună mișcare. Foarte bună în poziția în care se află. Cu stasis-ul ăla se echilibrează economic. Da, dă jos tech-ul, dă jos forge. Face și el un void ray. Bun, se retrage din poziție și mai vine cu un void acolo. Da, se pregătește de a treia, întinge și luat-o Motanu. Bun, ești golește aici. Cum se Motanu e supply block. Pare că e head of supply. E head of supply și... continuare, nu își face reinforcement. Facești Twilight? Pare că dacă începe da. Pe el, termină. Da, termină match. Și așa, treia, acum se ducă să atace. Așa, așa, cum te-am învățat, Baleca? Te duci și ataci. Cred că e pentru să fie de la treia, o să meargă probabil până aici, cu care o să retrag. Deci am se răzgândește între timp, ăsta comasează aer acolo. Dar nu te face.
super value pe care o să-l și fac. Îi dă și la pilon. Ia să vedem ce face. Face token. Verifică Andreea. Da. Opa, atacă Baleca, incredibil. Atacă decisiv Baleca. De atât am mutat. Piloane în armată. O, a prins și voidurile pe drum. O, nu, Motanu, Motanu, Shield of Fire. Bun, 2-1. GG, 2-1. Mamă, ce-a rezistat, Baleca. De 10 minute, bravo. Ok, am jucat pe 2000, am jucat pe Berlin, am jucat pe Blackbird, Glittering Ashes, Ashes Hardwire, US Police. Hai pe Glittering Ashes. Super tare match pentru prim match după pauză lungă. Foarte încântat de meciul acesta. 2-1 momentan, Motanul în avantaj. Toată lumea este pregătită. Shinigami pregătit, Motanul este pregătit. Să vedem. Crezi că își vor mai face Sneaky Tactics? Până acum Baleca a fost numai Sneaky Tactics și Motanu a încercat, dar foaie, deci ce lupt de la început, ce l-a salvat Robo Bay-ul, foaie de capăt. Foarte close, a fost neck in neck la un moment dat. Un pic mai nedronat, fiindcă avantajul a fost că a blocat a doua. Bun. Match 4, 2-1. Best out of 5. Colțul de sus. Avem pe Motanu, The Shield of Fire. Și în colțul de jos, pe nărăvașul și sneaky sneaky Baleca Nator, zici pilonul campionul, ucigașul de piloni. Tu foarte supărat pe piloni. Piloni și de probe. Și de probe, da, omorât, a arătat. După, nu armata, armata nu vrea să o bată, ai văzut, dacă vine să-l atace, el pleacă, nu trage. Da, el dă la civil, el nu, știi? War crimes. Da, war crimes. Probele nu se întâlnesc. S-a dus să verifice Motanu. Dar ia să vedem. Ce pare că o să-i fac? Ia uite, direct, pac! Și mai pune un pilon acolo? Nu. Bravo. Bun, are gate-ul, n-are forge, Baleca. Te-ai cu proba a doua degeaba. Nu-mi faci chestii acasă. Păi cred că nu se aștepta să reușească să pună pilonul ăla fără să... Bun, are forge. Și-a pus bază. I-a mai pus acolo. Nu? Baleca Nator, fum! Vă să gurnete? Bine, dar loc, încă n-am descoperit. Ia, se dă de gol? Se dă de gol, dar... Baleca are mai de gol. Da, Motanu joacă, cum zic, old school, pune Cyber, n-a pus baza, da, n-a iese acum Cyber, ups. Tot dă ture, Motanu, pune un pilon parșiv.
sunt top. Cyber ieșit pentru Baleca. Unitate pe țeavă. Pilonul participă. Amândoi cu pilon participă. Dronul Baleca încă dă ture. N-are Forge-ul, are Robo. Ala l-a pus așa la derută. Cred că amândoi se derutează. Noi. Pus Forge. Nu se mai joacă. Gata, e acțiune, Baleca. A pus Forge, da, super târziu. Trebuie să-l pun la joc. Nu te duce cu drona acolo, Baleca, fiindcă te dai de gol, te-a văzut pe donul, Baleca. Tu nu l-ai văzut pe lui. Ce te faci acum, Baleca? Ce robobo, îmi place. Face și un stalker. O să fie sub. Sună upgrade la Balec, conștiință. Joacă sol. Face immortal. Nu, face cybernetic. 28, 26 drone. Ce echilibrat. Avem proxy sus. Uite proxy target-ul. Hai bai, că a mai fost stalker câte proxy target-ul să lovească. Vezi cum merg tacticile tale împotriva ta? Trebuie să fii capabil să te și aperi de ele. Opa, avem morpin de 5 stalkeri contra un stalker, l-a văzut. Stalker și probabil o... Își mută dronele și își pune baterii și... da. Și un canon. Și care bunul și-a mutat dronele, dar e prea târziu. N-are producție, n-are șansă. Prea decisivă. Oh, oh, se ia soare. Iese, iese! A ieșit, a ieșit immortalul! Exorază și-a plecat direct. Nu, nu te duce încă, nu te duce, pune, lasă-ți iasă clătirile jos. Ce nebune. A, ba nu, ba nu, e bine, e bine, uite că îi rupe immortalului, băiat, e băiat, nu se joacă. Și-a făcut value, ha? Trage-n-a la rănitul, trage-n-a la rănitul, așa, mamă, îl bat! A ținut, a, nu-l mai bat. Le-a ieșit bateriile. Dar n-are, n-are producție, Baleca, are baterii, n-are... Sunt de trei. Baleca cu balet. Baleca, luptă-te cu dronele, Baleca, du-te cu dronele! Du-te, cu Baleca. Da, și mai vin încă 5 stalker. Ataca cu dronele, se apără în baterie cu dronele, pac, nu omoară nimica. N-ai producție, pune-ți... Nu, no, nu mai ai. E, GG. Bun. Acesta a fost meciul 3-0 pentru Motanu, primul meci din ladder. 3-1. 3-1, ar fi trebuit să fie un 2-2 în momentul de față. Și eu aș vrea să văd un 2-2. N-a fost rău. N-a fost rău, mi-a fost super spectaculos. Bun, și în principiu... Da, să discutăm. Nu prea ai ce discuta. Cum să nu avem ce discuta? A fost super palpitant acest match. A fost foarte tâmpit. Am văzut Robo, știam că o să-mi vină cu priză, mă, numai că n-am acoperit pilonul în colț la timp și n-am ce să-i fac. N-a fost priză, mă, a fost un pilon, mă. A fost un pilon. Cum ai pus și tu, ți-a pus și el. Da, ce te-a păcălit. Intens, ai fost shield of wire, frate, Motanu e shield, ești stats tu, gata, ai ținut acolo. Super eroic, dar pune și baterii, dacă pui și baterii și canon. Tu joci ca StarCraft 1, eu te-am simțit, ai făcut carrier-le acolo. Da, da, da. Exact. El a fost pulpul. Super puternic apărare. Ne-a plăcut foarte intens. Ce întorsuri, ce tactici, ce proxy-uri. Nu, a fost la fix. Ce
Da, da. Acum îl întreb pe Toia dacă e disponibil să joace cu mine și să...